Foarte rău, domnule. Foarte rău, pentru că salariul nu se ridică, dar ăsta, mâncarea în fiecare zi tot mai scump, tot mai scump, tot mai scump. Uitați, astăzi am, de exemplu, nici noi, noi suntem trei aici, n-am mâncat, nici n-am băut o înghețată, o banană și pâinea asta și s-a dus 500. Greu, doamne. Soțul meu lucrează pentru 500 de lei. La ora 2 noaptea pleacă și vine seara la 6, mor de oboseală. Știți ce vă spun? Că la masă adorme cu mâncarea în gură. Sara, o pensionară din Timișoara, a ajuns în culmile disperării. Din cauza neajunsurilor, femeia spune că sunt zile în care chiar nu are ce pune pe masă. Este o realitate tristă pe care o trăiește alături de familia ei. Foarte greu, domnule. Mai greu ca și în timpul lui Ceaușescu. Când i s-a luat lumina, nu contează. Dar am avut unde să punem capul jos, am avut servici, am avut ce mânca, am avut. Pâine neagră, dar a fost a noastră. Doamne, sunt seri, sunt zile în care abia aveți ce pune pe masă? Este, domnul, este când nu avem bani de pâine și facem și noi ca și cum vedem la televizor. Amestecăm făină cu apă și cu ăsta și frigem în ulei. Ca Sara, sunt mulți alți bătrâni care din pensia lor puțină sunt nevoiți să își întrețină și familia.